În plenul Parlamentului European de la Strasburg, președintele României a ținut un discurs și a participat la o dezbatere, ambele cu tema viitorul Uniunii Europene. Klaus Iohannis a respins ideea unei Europe cu două sau mai multe viteze și a amintit că românii au sărit în apărarea statului de drept. Europarlamentari de topi au cerut șefului statului să facă în continuare eforturi să apere justiția, lupta anticorupție și statul de drept. În cuvântarea sa, Klaus Iohannis a prezentat viziunea țării noastre asupra viitorului Uniunii Europene, în contextul în care din ianuarie 2019 vom prelua președinția rotativă a Consiliului European. Bucureștiul va avea ca priorități rezolvarea unor dosare precum cel pe Brexit, cel al migrației, ori al definitivării cadrului financiar multianual. Unitate în diversitate a fost concluzia președintelui României. Să păstrăm unitatea drept cuvânt de ordine al viitorului. O unitate însă care nu va veni de la sine, o unitate pe care trebuie să o protejăm și să o consolidăm în mod constant, îngrijindu-ne în același timp de diversitatea atât de caracteristică culturii europene. Președintele Comisiei Europene a luat cuvântul în plen și a cerut autorităților de la București să ajungă la un consens în privința statului de drept și luptei anticorupție, consens necesar aderării României la Schengen. Mă adresez Guvernului și Parlamentului României. Trebuie să ai grijă să respecti principiile statului de drept. Nu ar trebui puse în pericol. Doresc ca înainte ca România să preia președinția Consiliului să ajungă la un consens național în privința luptei împotriva corupției. Altminteri, Comisiei îi va veni greu să ofere recomandările necesare pentru includerea României în Schengen. Guy Verhofstadt, liderul grupului ALDE, a criticat acțiunile Guvernului și Parlamentului României din ultimul an și jumătate. El l-a rugat pe Klaus Iohannis să lucreze împreună cu premierul, astfel încât România să nu urmeze exemplul negativ al Ungariei și Poloniei. Sunt îngrijorat de ce se întâmplă în România cu aceste reforme dubioase sau cu subminarea justiției. I-am zis asta și premierului României, care a venit aici în Parlament acum câteva săptămâni. Ar mai fi slăbirea codului penal, subminarea luptei împotriva corupției și descoperirea așa ziselor protocoale secrete de care eu nu am mai auzit până acum în nicio altă țară, protocoale cu serviciul secret ori cu sistemul juridic. În asentiment, liderul PPE a cerut continuarea modernizării României. Guvernul trebuie să schimbe direcția de acum. Am discutat asta acum câteva săptămâni la Strasburg. Din partea familiei mele politice, trebuie să subliniez că guvernul de acum a trecut deja de niște linii roșii în privința valorilor noastre comune. În noiembrie, Parlamentul European va vota o rezoluție despre situația din România, adică în privința schimbărilor din justiție și protestelor încheiate violent pe 10 august.